mai comentăm, pentru că e ceva dincolo de cuvânt. Îi mulțumim mult, doamnei Marilena Rotaru, pe mine m-a impresionat totul. A fost o atmosferă așa, care ne-a plutat în lumea lui Vintila Horia, o lume și românească, dar și universală în același timp. Nu știam multe, evident, despre, dar Dumnezeu s-a născut în exil și ceva. Dar acum, cred că vom avea mai multă curiozitate, vom avea mai mult curaj și ne apropiem de Vintila Horia. Și mi-a plăcut credința lui în român ca tip de om universal sau om al viitorului. Această proiecție pe care am văzut-o și la Mircea Lucănescu, am văzut-o și la Părintele Stăniloae și la mari, nu știu, oameni de cultură, de suflet. Vă mulțumim, doamna Marilena.